Am zis să știa, eu nu voiam să ți știe, dar whatever. Da, zic, că nu zic nimic. Stai, bă, River, a zis, bă, bă, dar n-a zis numele de familie, ca să știi. Ce e anume de familie și ce e anume? Adică nu nume de familie, bă, primul nume. Bă, gen, e diferență între nume de familie și prenume. Prenumele ăla care, prenumele e Robert, numele de familie e acel nume de familie pe care nu vrei tu să-l auzi. Nu, no, păi eu zis că Robert e numele lui din mijloc. Adică e ca mine. Care-i prenumele? Adică primul? Da. Da. Uite-te în privat. Ok, stai să gata timpul. Nica a murit la dual. Ai, că m-am aruncat cu telefonul pe tastatură. Bravo. M-a ieșit de nivel. Când am vrut, deci am vrut să deschid Discord-ul pe telefon și m-a căzut telefonul. Bravo, mă. You are very deștept. Tare mai sunt în noi inapți. Ah. Ok. Bă, nu știu cum zic, dar cred că Audio Expulsion e cel mai fan audio nivel pe care... Cel mai fan nivel din serie. Expulsion? Da. Ok. Expulsion îmi place și mie. Dar chiar mi-a adus aminte, hai să mă duc să văd dacă m-a adăugat la ăsta Ubi Void. I-am spus lui Erunii să mă bage, n-o vrut, țiganul. Băi, nu mă adăugat. Unde se bage? Pe GD. Ți-a zis nu? Ești nebun! Ești nebun! Ce ai? Ce drac? Ce-i mă? Ce-ai mă? Ok, bă, i-am admirat pe toți înainte, și pe Ubi Void, și pe Erunii, dar dă-i dracu. Deci, bă, era pe stream ieri și m-a dat follow și am zis, bă, hai să te adaug pe GD, ok? Am zis, ok, bă, am zis, bă, te bag mai târziu după ce ajung acasă, că acum ați plecat. Am zis, ok, mă uit, acum, reject. Nice. Tu-i morți în măsii. Riperino. Da chiar, care l-a gonit pe ăsta de la Robby de pe stream? A intrat în pesta la Robby pe stream și l-a gonit careva. Stai ce? Și da. La mine a intrat. Pe ce mancestral. Am impresia că era Stardust. A, da, și Robby s-a supra pe el sau cum? Aha. Dar ce eu zis Stardust? Nigga, you suck sau șlanjat în română, nu știu, căcat. Da. Wow. Deci eu îi dau un subscribe lui Ubi Void acum. Lupui? Hai, și lui Erunii. Haide! Păi dar ce naiba, îmi spui că te bag aici și tu ca țiganul nici în loc nu accepti, dar spui că o să accepti și după aia nu. Dar dă-te naibii. Ăștia profesioniștii sunt de obicei jegoși. Ce profesionist, că cel mai greu nivel al lui e Audio Expulsion, care l-au făcut ieri. Era Erebus. Al cui, mă? Nu e Rooney, ăla. Ăla la alt fiind? Ei, Rooney e un jegos, sau... Nu. No. Dar chiar îi doare să... Îmi place mie așa ca să iam pe leaderboard, ca să văd și eu ce nivele au făcut, ce mai așa. De asta. Dar nu, măi, nu poate să... Fii mai insistent în pula mea dacă tot vrei așa mult la tine. Bă, dar atunci de ce mi-ai dat follow și subscribe dacă nu o să accepti asta? Deci, nu înțeleg, care-i logica? De la mine, de la leaderboard-ul meu de prietenul care l-a cel mai mult e Golden.
61, 61! Știți de ce am făcut așa? Pentru că odată ce treci, odată ce ajung la 60, e GG. E GG. Odată ce ajungi la 60, gata, ai bătut nivelul. Sau cel puțin ar trebui să-l bați. Și am murit la 61. Da, what? Mă simt cam consistent. Mă pot spune că ai pirotehnia, bă. Bă, nu ți faci așa că te-ai pe fundația UDSN, bă! Hă? Cum ți faci așa că te-ai pe fundația UDSN? Na, da chiar. Are stres ăia mai bun decât Alicrazia, what the fuck? Să fac stream cu Uprise sau nu o să merită? Părea că îl fac, dacă reuși, dacă îl faci prea repede, gen, poți să un stream 2 minute și degeaba. Da, asta e chestia, că nu-l fac prea repede. Mamă, ce reacție au avut Spooky la... la Hyperdexia. Ce reacție? Gen... Deci că era o fetită de-aia. Morții măsii de 52. Cum să mora? Hai să bag un stream, că mă simt mai șmecher dacă fac nivelul pe stream decât dacă îl bat pe. După cum ai zis, o să fie o lecuță useless din cauza că dacă bați nivelul în 2 minute și fai un live de 2 minute, ce faci atunci? Unul, nu-l bat în 2 minute, pentru că nu cred. 2, dacă-l bat în 2 minute, las că am eu ce să fac. Epsilon. AKA printerul. Oh, și... mă supăr dacă te-ați ceva. Deci te super, mă. Ce? Ai zis că te super. Deci te super, mă. Am zis că nu mă super dacă... Vreți să uitați bună stream? Fac audio... Fac audio extraction. Nu știu în ce limba am vorbit mai devreme, dar nu contează. Cred că ai vorbit și din paleză. Sunt fluent în idiot. Ok, Uprise. Extreme Demon. Coat 60. Pune și tu Extreme Demon în ghilimele. Demon Beating by Alex Diro. Fă și tu că la fel de cringe ca maimuța aia coreană. Ce? Sau pune și tu acolo Legacy Demon. Hai că podcast F3.
Sunteți gata? Nu mai vreau să fac. Da, cine nu-i gata, iau cu lopata. Sta! Cine-i gata, te fut în cur cu lopata. Ok. Că acum am să vin la tine pe stream și am să-ți fac spam. Ce început de stream și asta, bă, Ștef? Bă, cu plăcere. Auzi? Cu plăcere. Auzi, când vrei să-ți fac donația aia de $200? Da. Dai să-mi pun donații. A, bă, nu trebuie să-l donați, dar dacă vreți să... Puteți să vă jucați, nu pasă, nici nu trebuie să vă uitați la stream, dar dacă vreți să, știu și eu, aveți un tab de Google Chrome pornit cu stream-ul ca să arăt mie că mai mulți views, ca să fac și eu mai mult, atunci nu mă supăr. Direct fac ca Mr. Beast, direct vă donez la toată lumea $204. Hai că vă aștept. Yay! Dacă ajung departe, boy. Am terminat, practic sunt la Audio Expulsion. Hai că vin imediat. Oricum, video ăsta o să fie o leacă mai high quality din cauza că am făcut calculator. Și ultimul practic pe care l-am făcut a fost pe tabletă. Deci, ai... el, iarăși.